Iar din anul 2010 participă la spectacole Festivalului Internațional de Folclor, promovând cultura poloneză pe scenele din întreaga lume. Amintesc că aici Bulgaria, Turcia, Macedonia, Italia, Spania, Croația, Muntenegru, Portugalia, Mexic, Georgia, Grecia și Malta. Foarte multe premii în cartea lor de vizită, 5 albume pe care le-au înregistrat și unde au conservat într-o formă extrem de valoroasă obiceiuri și tradiții de acolo, de acasă. Regia muzicală este semnată de Mihail Stefanic la acordeon și Pavel Pirog, de asemenea, acordeon. Astăzi, ansamblul de cântece Compania din Boguf-Bala va prezenta cântece și dansuri din regiunea Rjezuf, în special o suită de dansuri extrem, extrem de populară acasă la ei, Pjevorsk. Așadar, doamnelor și domnilor, să le spunem bun venit reprezentanților Poloniei la Sibiu și în România, ansamblul Compania! Thank you.
Let's go!
pentru fiecare dintre echipele participante la festival. Vă mulțumim foarte mult! Thank you so much!